Ei, anul trecut ne-a venit o idee, în momentul în care am hotărât că ar trebui să inventăm un personaj, așa cum americanii hop-top mai scot un personaj, mai fac un Spider-Man, mai fac un... Am zis, hai, cum ar fi să facem și noi? Nu să luăm un personaj din bazmele lui Petre Ispirescu și să facem personaj de film, să-i dăm o poveste, să facem o ficțiune dintr-o poveste neadevărată, să facem un film. Și Alin atunci zice, mă, dar noi avem un personaj pe care l-am cam uitat. El este Avram Iancu și momentul ăla a fost hotărător. Am zis, gata, am dat drumul la treabă, la scenariu. Și cu ajutorul Dumnezeu, în 26 ianuarie, l-am dovedit, cum se zice, și am făcut premiera în cinematografe în 26 ianuarie. A mers foarte bine în cinematograf, a venit lumea să... îl vadă, mai ales zonele în care Avram Iancu chiar înseamnă ceva. Zonele acelea din mijlocul Transilvaniei, unde oamenii au acasă în loc de și icoana cu Maica Sfântă, dar și icoana cu Avram Iancu este acolo la loc de cinste. Și a fost impresionat. Sper să vă impresioneze și pe dumneavoastră. O parte din echipa de producție este afară, abia așteaptă să vadă reacția dumneavoastră de la final. Îi voi chema în scenă, îl voi chema pe Avram Iancu, pe Horia Fedor, ca actor la Teatrul Național din Sibiu. Alin Panc, Romi Cărmăzan. Ei sunt cei care au făcut parte și din echipa de producție, dar au și jucat în film. Alin chiar are un rol mai mărișor decât am eu, dar dacă n-am meritat, nu mi-a oferit rolul, asta a fost. Sper să vă placă, vă doresc să aveți o seară frumoasă și să aveți vizionare plăcută. Vă salut pe toți prieteni de la dreapta la stânga, oameni și mulți prieteni pe care noi am văzut de foarte multă vreme, dar uite că Avram Iancu a făcut el cum a făcut și astăzi ne-a adunat. Vizionare plăcută! Ei bine, urmează să vedeți o poveste savuroasă. Dar am să vă spun eu mai multe când ne mai vedem. Să văd cam care-i reacția. Dacă ne-ați dat două palme, mulțumim frumos. Pentru ele, mulțumim frumos. Mai mulțumesc gazdelor noastre de la Casa de Cultură a Sindicatelor, doamne director, și bineînțeles mulțumesc celor care au avut această inițiativă, Consiliului Județean Sălaj, pentru ca fiii sălăjenilor să vină acasă cu un film într-un an bicentenar, când sărbătorim 200 de ani de la nașterea eroului, marelui erou Avram Iancu. A fost o onoare pentru noi aceste zile, este ultima seară, mâine plecăm spre București, fiecare spre casele noastre, dar era momentul să mai mulțumesc încă o dată, să-i mulțumesc prietenului și colegului meu Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean, pentru această inițiativă frumoasă. Și tuturor colaboratorilor dumnealui, pentru că a fost o echipă frumoasă cu care ne-am simțit într-adevăr extraordinar. Mulțumesc încă o dată și așa cum v-am promis, trebuie să le mulțumesc și echipei, prietenilor, partenerilor noștri, doamnelor și domnilor, Alin Pan, din Zalău, ăsta niciodată în Brădeni, ăsta nu a fost centru, a fost bogat. Eu trebuie în actorii, eu revenit la plebe. Să trăiți, domnul Alin, bine că seara. Mulțumesc că subliniere era foarte reușită cu centru, asta e. Asta a fost, asta s-a întâmplat. Bine că am venit acasă, în sfârșit, după atâta vreme. Și n-am venit cu una acolo, am venit cu Avram Iancu. Și
Mândria noastră este că suntem primii care am făcut un documentar, o docudramă despre Avram Iancu și ce credeți? Suntem și din Zalău. Suntem tot din Zalău. Cea mai mare reușită a noastră este că am reușit să descoperim un fapt adevărat. Franz Josef e din Zalău. Uitați-vă acolo, Darius Brodan. Darius Brodan, te rog să fii lângă noi. Actorul care îl interpretează pe Franz Josef. Care e din Zalău, Franz Josef? Dacă nu mai au nicio părță, nu mai au nicio părță. Franz! Iosef, eu îi spun Iosef că suntem după o mătușă verișor. Zi-ne câteva cuvinte. Da, de când am jucat în film, așa... Ich hab du dich fein zu bezahlen. Taică meu spune mereu, ce Franz faci, Iosef? Mulțumim că ai fost alături de noi. Și această reușită, reușită creierea acestui film, ne-a făcut să fim cu toții mândri că suntem din Zalău și suntem români și trebuie să acum să mai chemăm. Sigur că mai avem. Mai avem niște actori. De fapt, avem Romi Cărmăzan, partenerul nostru care a fost omul nostru și partea noastră cu producător la tine din Deva. Acum, el și-a cumpărat un apartament din Zalău ca să fie și acolo din Zalău. Domnii, spune-ne un cuvânt. Zalău. O să rămână mereu în sufletul meu. Atât vreau să vă spun. A fost o săptămână superbă. Am descoperit niște locuri superbe și mai mult niște oameni deosebiți. Mulțumesc încă o dată domnului președinte al Consiliului Județean și colegilor din Zalău. Tăți din Zalău. Mulțumesc mult. Mulțumim și noi pentru suflet mare ca Romii, nu știu dacă mai găsim în tot Ardealul și de aceea au zis, bun, dacă voi sunteți din Zalău, mâine investesc. Și-au și cumpărat azi un apartament. Și nu în ultimul rând, doamnelor și domnilor, vreau să îl invit în scenă pe Avram Iancu, e tot din Zalău și el a investit alături de Romii. Horia Penorca, actor la cadrul Radu Stanca din Sibiu, dar de fapt din Zalău, e Zalău mare. Da? Actor Sărbărean. Bună seara! Da, eu sunt din Satul Mare, dar pot să zic că sunt și din Zalău, că e aici aproape. Eu sunt foarte bucuros că pot să stau în fața dumneavoastră, adică pentru un actor, voi ca public, cu siguranță apreciați foarte mult momentul în care vedeți un film și pe urmă vedeți artiștii în fața voastră, vorbim cu voi, spunând, făcând orice. Și pentru noi este la fel de important ca pentru dumneavoastră. Să venim, să ne uităm de aici, la dumneavoastră și să, nu știu, facem schimb de energie, să ne uităm unul la celălalt. E un revolut. Da, putem face schimb și așa, dacă aveți revolut nepro. În film, asta am zis, săptămâna asta am avut un turneu prin Salaj și am zis de fiecare. Mi s-a oprit microfonul. Nu-i uita, puțin de bani. Să-mi torne teapă și vorbă Am zis în fiecare comună și oraș și peste tot pe unde am fost, am zis lucrul ăsta, am vrut să subliniez faptul că la un moment dat lui Avram Iancu în film îi se spune, măi Avram, mulți pe tine toți de-ați... Erau numai minori și nici un pedagog din când în când. Vă mulțumim din toată inima, oameni buni, și pentru că îl avem în sală pe... Sandu, numai puțin. În calitate de coproducător, tu l-ai dat la A97, tu l-ai dat la internat. Eu, în calitate de coproducător, vreau să-l dedic tuturor românilor. Și pentru că asta e foarte important, vreau să-l prezinte și să le mulțumească cineva care îl cheamă Sălăjan. Dinu Iancu Sălăjan! Îl așteptăm pe Dinu și până atunci trebuie să spun că am stat într-un loc minunat. Am fost găzduiți de Hotel Griff, unde vreau să vă spun că ne-a simțit exact ca și acasă. Nu mai avem nici eu, nu mai am internatul, nici Alin nu mai are 96, dar de acum, ce să mai, dacă avem hotel, nu mai avem nicio problemă. Mulțumim gazdelor de la Hotel Griff și Dinu, dacă vreți să-i spui două cuvinte, suntem onorați.
Mă gândesc că de aceea m-am schemat pe scenă, ca să vă spun două cuvinte, dar n-am să mă limitez la două cuvinte, am să vă spun mai multe. Pentru mine, fiecare seară pe care am petrecut-o alături de cei care au făcut acest film, a fost așa un moment de reflexie. De ce? Pentru că știu pe Sandu ca fiind un actor de comedie. După cum vedeți și Alin, la fel glumește foarte mult. Filmul a fost destul de tragic. Dar, până la urmă, ne întoarcem la realitate și realitatea este că doi sălăjeni ne fac mândri cu munca lor în ceea ce privește promovarea artei. Eu îi felicit, le mulțumesc tare mult și lui Sandel și lui Alin, inclusiv lui Fran Joseph, prietenul nostru Darius Prodan, celorlalți, domnului Fedorca, domnului coproducător, care dedică tuturor românilor și m-a făcut sălăjan pentru că sunt. Eu sper că a fost o seară frumoasă și, așa cum spuneau și colegii noștri, e bine să ne mândrim cu oamenii care ne reprezintă în țară. Din ce în ce mai mult, cred că trebuie să ne apropiem nu numai de Alin și de Sandu, de toți românii sălăjeni care au plecat în țară și au realizat lucruri frumoase cu care noi ne putem mândri. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă întoarceți întotdeauna cu drag acasă, noi ne mândrim cu voi, vă mulțumim pentru această realizare. Dacă ar fi să vorbim despre Avram Iancu, să știți că eu sunt din comuna Bălan și o săptămână a fost adăpostit de consătenii noștri la Chendrea. Pe urmă, unul dintre apropiații lui, un domn Drohora, se trăgea din Hida. De aceea am ales să ducem filmele în locurile unde Avram Iancu a poposit atunci când a fost în viață și în această luptă pentru identitatea națională a românilor din Transilvania. Am fost la Hida, am fost la Bălan, am fost la Lozna, pentru că la Lozna nu a fost Avram Iancu, dar acolo n-am mâncat nici tăieței, Pancove. Am mâncat pancove. Totuși trebuia să mergem în satul lui Sandu, pentru că sălăjenii de acolo și oamenii din Lozna se mândresc cu vărul Sandel, cu prietenul nostru. Am fost și la Jibou, am venit la Zalău și la Șimleu, un alt oraș al nostru, frumos. Am înțeles că domnul primar m-a invitat dumnealui acolo și de aceea ne-am oprit la o săptămână de promovare a acestui film în anul centenar sau bicentenar Avram Iancu, nu? Vreau să vă spun că dacă o să vizitați Casa Iuliu Maniu, la loc de cinste stă tabloul marelui nostru Avram Iancu. A fost binecunoscută stima lui Iuliu Maniu pentru valorile transilvanene. Discipol al marelui Simeon Bărnuțiu, al lui George Pop de Băsești și, după cum știți, unchiul lui Corneliu Coposu, să mă corecteze domnul Marin Pop, dacă greșesc. Asta ne arată că județul Sălaj întotdeauna a avut oameni de frunte în toate domeniile de activitate, că suntem fiii țării Silvaniei și pentru copiii noștri este o moștenire pe care trebuie să o lăsăm cât mai frumos și armonizată în ceea ce înseamnă viitorul ei. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să ne vedem cu bine întotdeauna și să ne întâlnim la alte producții mai frumoase ale voastre. Avem încredere în voi și vă așteptăm cu drag la Zalău. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru participare. Vă spunem și noi să aveți o seară frumoasă și așa cum unul din primii spectatori de la Brad, după proiecția de la Brad de la premieră, a zis: de la filmul ăsta ești un pic mai român decât ai intrat. Sper că așa să simțiți și dumneavoastră. Și am mai descoperit ceva foarte frumos și emoționant. Poetul Grigore Vieru a spus odată, și cu asta închei: ca să fii român, trebuie să poți.